Dacă vorbim despre pregătirea acestor noi generații de șoferi, cât sunt ei de inițiați, cât sunt de implicați că atunci când ies în trafic să cunoască toate regulile, pentru că noi știm, înainte erau situații când se simțeau siguri la volan, dar atunci când ieșeau în trafic cauzau multe conflicte. Sigur, lucrul ăsta vine din, în primul rând, de la nivelul de competență. Deci, am făcut un studiu și majoritatea din cei care nu luau permisul de conducere, da, nu luau examenul, era, ziceau emoțiile. Uh-huh. Adică stau emoții, am avut emoții, nu știu, am văzut examinatorul, nu știu ce am făcut acolo, nu am cedat trecerea. Dar emoțiile apar de undeva. Și, în primul rând, primul factor este nivelul lor de competență. Adică cât de pregătit el este. El e pregătit să facă o întoarcere în rampă cu mașină, cu cutie automat. Mm-hmm. Manuală. Apropo, da. Da. Poate să facă parcarea aia, poate să abordeze o intersecție. Da. Atunci el nu are emoții. Dacă nu știe, nu e competent în oricare element, o parcare, da, atunci apar emoțiile. Bine, dar este și factorul lăuntric interior a națiunii noastre, a societății noastre, pentru că noi nu putem să zicem că avem exemple demne de urmat, da? Și nu suntem atât de încrezuți, societatea noastră nu este atât de încrezut în sine, sau nu mi-a zis cineva că eu sunt campion de mic.